Cum faci? În momentul în care, presupunând că l-ai găsit pe unul, așa cum spuneai, și ți-e bine, o perioadă ți-e bine, după care începe să se începe lupta spargă, de putere, să se fisureze imaginea. Exact cum spune și Herbert Hendricks, începe lupta de putere care, la nivel subconștient sau inconștient, nu-ți dai seama, este eu te-am luat sau m-am îndrăgostit de tine ca să-mi împlinești nevoile alea. Tu de ce nu o faci? Și începem să luptăm. Fiecare are așteptări de la celălalt, pe care nici măcar nu le știi, nici măcar nu poți să le verbalizezi, că n-ai idei de ce te apucă. Dar te apucă deodată, de nu-ți mai convine, nu știu ce. Încep să reproșezi, tot felul de lucruri. De fapt, ce avem de făcut este ca ambii parteneri să devenim conștienți de această dinamică. Apare îndrăgosteala, care este menită să termine. Poftim? Îndrăgosteala este menită să termine. Adică e limitată. Da, e limitată. Într-un an jumătate și doi. După aia urmează lupta de putere, care Herbert Hendricks spune că durează între 3 ani și 100 de ani, depinde cât ne ține baierile. Băi, de ce generos e. Păi, n-ai văzut câți oameni pleacă luptându-se dincolo. Spune că poate dura 3 ani dacă te comporți de 3 ori mai tandru cu partenerul sau cu partenera decât ai făcut-o în perioada îndrăgostirii. Ceea ce e un semn bun. Da, trebuie să-ți impui asta. Păi unii trebuie nu să sunt tandri din fire. Cum educi tandrețea? Cum educi? Sau cum faci să fii cum nu ești? Nici eu pot părea eu nu cred că nu sunt... Noi toți suntem, dacă nici la perioada copilăriei, noi toți am fost deschiși, iubitori, îmbrățișând, toate alea. Nu le mai avem pentru că e ca un mușchi pe care nu l-am dezvoltat. Ne-am făcut suficient sport. S-a atrofiat. Ne apucăm de făcut sport. Dacă știm că asta e nevoia partenerului, să-l îmbrățișez de 5 ori pe zi, îl îmbrățișez de 5 ori pe zi, chiar dacă la început o să fiu cum așa. Cum știi care e nevoia? Îl întreb? Prin întrebări. Tot timpul. Pentru că altfel proiectez ce e al tău și n-are nicio legătură cu el. De aceea, într-un parteneriat conștient, noi vorbim foarte mult unul cu celălalt. El spune, uite, știi, mi-ar plăcea să simt că îmi plec de acasă, că mă îmbrățișez sau îmi spui ceva. Ok, la început nu o să-ți convină că mai am timp și de asta să-l mai îmbrățișez și e mare. Dar nu e vorba de asta, e vorba de nevoia lui împlinită. Azi așa, mâine așa. Eu le dau și temă. De 5 ori pe zi vă îmbrățișați partenerul. Tema eu dau celui care nu poate să îmbrățișeze. De ce nu poate să îmbrățișeze? Pentru că el când vroia îmbrățișări și era mic, unul dintre părinții de unde cerea, nu era disponibil. Și mecanismul lui care, de adaptare care este? Eu dacă îmbrățișez sau vreau îmbrățișare, o să sufăr. Nu, mai primesc. Bine nu. Da. O să mă protejez. Sufăr. Da, asta e mecanism de adaptare, n-ai nicio treabă. Mai bine nu fac gestul ăsta. Că mulți copii se duc la mamă, se duc la așa, se îmbrățișe și asta zice, lasă-mă acum că am treabă, lasă-mă acum azi așa, mâine așa. Disclaimer. Oricine cere din cei apropiați îmbrățișare, indiferent cât ești de ocupat, lași deoparte tot, ștergi mâinile și îl îmbrățișezi, mai ales copiii, adolescenții, ce ăștia sunt aviz după îmbrățișări.